Bună, bună, dragii mei! Eu sunt Dorel și astăzi continuăm seria noastră din Lumberjack Dynasty. Dragii mei, avem una bucată motosevuitor, după cum știți din episodul trecut, și doamna vrea să muncim pentru el. Ei bine, nu mă dau înlături, așa că hai să vedem ce vrea doamna pentru a putea pune mâna pe motosevuitor așa ăsta. Nu e în cele mai bune condiții, dar ne putem face treaba la început cu el decât să cumpărăm unul nou, pentru că da, avem posibilitatea să cumpărăm unul nou, dar costă destul de mult și noi nu avem bani. Ați văzut că avem doar 600 de euro avem atât. Charles's nephew, bringing his old lumber mill up to scratch. Great. How can I help you? That forklift over there. Vorbim despre forklift, întrebăm dacă vinde, ea spune că nu e pentru vânzare, dar de ce să nu-l vândă? Ce ofer? Nu pot să-i ofer bani, bineînțeles. Întreb dacă pot să muncesc pentru el. Măcar avea ceva să-i facem curățenie aici, în zona asta, unde are copacii și buruienele. Dacă curățăm și îi cărăm, ne oferă forkliftul. Bineînțeles că o să acceptăm. Yes, of course. Thanks. Cut all the trees and bushes first. Then I will show you where da, to store. Deci întâi curățăm, pregătim, tăiem tot și după aceea o să ne spună unde trebuie să așezăm lemnele. Să dăm drum. Prima dată curățăm de boschetăraia asta ca să putem vedea cum tăiem copaci, unii tăiem, unii curățăm ca să nu lucrăm printre boschetăraia asta. A fost 100. Mă și gândeam eu. N-am nevoie să tai lemnele acum. A fost 102 boscheți, ca să spun așa. Bine, în mare parte avem și puieți pe aici. Nu e chiar numai boscheți. Tragem să terminăm destul de repede, o să se întunece în curând. Aparent ceasul nu e de partea noastră în momentul ăsta. Și așa nu știu dacă o să reușim noi să îi și cărăm, pentru că suntem destul de obosiți. Dar putem să ne așezăm lângă un foc, să ne mai revenim și după aceea putem continua. Orice ar fi, vreau să finalizez astăzi această treabă ca să pot să iau forkliftul. Am nevoie de el numai pentru... Ia uite-mă, iar începe asta. Iar nu mă lasă. Pentru că vreau să fac scândură. Am nevoie să vând, să fac bănuți. Încă doi boschetarași avem. Unde-s? Uite aici.
Gata cu ăștia. Să te încopaci acum. Doisprezece copaci avem. Trebuie să-i și curățăm și să-i tăiem la o anumită dimensiune. Nice. Hai să tăiem pe tot și după aia curățăm, da? Așa că nu e bine. Ia să-l tăiem noi așa pe ăsta. Sper să nu cadă peste casă. Hai că mai avem încă 5. Ia ceva timp, vezi că nu e chiar să zici că bă, merge pac pac. Da, cel mai sigur o să ne prindă noaptea. Mai avem un copac, uite ăsta. Ăsta e șmecherul.
Nice. Hai să mergem să vedem unde vrea doamna să punem copacii. Copacii. Trunchiurile tăiate. Vedem imediat. The trees are all cut down. Where do you want these logs? Follow me, I'll show you. Ia să vedem. Unde te duci, doamnă? Ia uite, bă. De aici a plecat, s-a dus încolo, se întoarce înapoi? Unde-i tu? Nu spui că îi lasă aici pe tarla. A, nu, stai așa că se duce în dreapta. Stai că îi place să meargă pe jos, cred. Ok. Unde mă duci? Căci-aș gura ta, unde mă... A, aici, mă. Ok. Put them here. This is close enough. Am And înțeles. Here, take this. You need to be strong for this task. Thank you. Ok, mi-a dat niște cârnăciori. Ci că trebuie să fiu puternic. Păi, care e situația? Ia să vedem. Oh, trebuie să mă odihnesc un pic. Bun, hai să ne punem un pic să facem focul, să ne odihnim și după aceea ne apucăm de cărat pentru că... A? Sau nu? Hai întâi să curățăm ce mai putem, cât mai avem energie. Ok, ne-a dat și niște fasoluțe, am văzut. Și după aceea ne odihnim și ne apucăm, facem o pauză mică și ne apucăm să cărăm lemnele. 26 de bucăți trebuie să transportăm acolo, în zona aia. Și vârfurile astea, că n-avem ce să facem cu ele. E aici nu trebuie tăiat vârful. Avem o leacă de lemne, vă. Poate ne mai rămân. Poate ne mai rămân și nouă. Hai, mă. Poate ne mai rămân și nouă să... Da, vorba aia, mai facem și noi niște bănuți. Zic. Nu găseam... Nu găseam... locul ideal. Să vedem și aici.
Bine, erau și uscați, trebuie să spun. Bun. Mergem să ne odihnim, mâncăm ceva și după aceea revenim ca să-i cărăm. Facem un foc aici. Avem lemnele pregătite la doamna. Ne așezăm și... odihnă, tată. Aparem până la 90, o să meargă. Mai mult nu merge, doar dacă ne punem în pat să dormim, o să ajungă la 100%. Ne ridicăm și să băgăm niște cârnăciori, să mâncăm. 1, 2 și un măr, cred că ajunge. Da, bun, hai să ne apucăm de rupt cârca. Că practic asta trebuie să facem, să ne rupem cârca acum. Ok. Punem aici 1. Asta e al treilea. 26 de bucăți în total. A, asta nu l-am tăiat. Nu te tai eu. Păi da. Cum adică? Bă, da, mari, mă, grei. Bine, normal, din asta nu poți, în realitate, să-l duci. Mai am unul aici. Nu, că dacă rămân multe, mă duc și iau remorca și vin și le iau lemnele. Îți dai seama, doar nu o să le las aici. Se noptează. Exact ce spuneam, ne prinde noaptea.
Nebunia lui Salam, mergem, ajungem noaptea acasă. De mult n-am mai ajuns noaptea acasă așa. Așa că mai bine le transportăm. O bucăți, încă 7 în afară de asta trebuie să ducem. Nu, no, cred că vin toate lemnele aici, nu cred că rămâne ceva. Oricum, forkliftul ne interesează pe noi. Mai avem un lemn aici de tăiat. Ba chiar două. Ai mama noastră, v-am zis că ne prinde noaptea. V-am zis că ne prinde noaptea, dați-vă luminozitatea la maxim la telefoane. N-am ce să fac. Nu am ce să fac. N-are cine să-mi facă treaba. Și vreau acel motostivuitor, îl vreau. Pur și simplu îl vreau. Să mă bată tata dacă eu văd lemnele alea. Sunt și negre, bă. Sunt și negre, știa, dracu, că nu ai cum să le vezi. Sunt mai la vale aici? Da, uite. Gata. Nu reușesc să-mi iau un reper, mă. Au, mama mea. Încă 4 în afară de asta.
Ferește, nu găsesc. Uite-l, mă. Mama mea. Da, nu rămâne. Am zis eu că tași, că mai fac o afacere, dar nu. De data asta nu mi-a ieșit treaba să mai rămână și ceva lemne. Ar fi fost bine că le băgam pentru scândură, știi? Așa trebuie să le încar pe alea, să le mut, să le duc, să le... Treabă serioasă. Unde-i, mă? Unde-i celălalt? N-are rost să mai... Asta e prea greu? Ah, mă și gândeam acum, bă, stai așa, ce dracu, iar trebuie să mă duc să mă pun pe bâncuță. E bine că mi-a dat ceva de mâncare femeia asta, că altfel nu reușeam eu să fac mare lucru aici. Fără mâncare ești rufus. Încă două lemne. Avem acolo, uite, unul e ăsta. Și îl mai luăm și pe altul și gata, am pus toate lemnele. Ce ai făcut, boss? Nu mai poți, este? Trebuie să ne punem jos. Nu scăpăm. Nu scăpăm, trebuie să mai odihnim un pic. Pe băncuță, tată. Hai, ușor așa. Mai des cu reveneală. Ai, doamne, doamne. Ce ți-am greșit, doamne. Gata. Destul. Treci la treabă mai repede să terminăm o dată, că te mănânc acum. Mă bată tata dacă n-a durat aici o grămadă. Femeia stă în casă frumos acum. Așteaptă prostul să termine. Păi da, încă unul și am plecat. Și ne-am luat zborul de acelea. Uite, hai că mai rămâne un lemn dacă e mare scofală. Păi pentru lemn nu se merită să revin. Sau poate două. Avem două lemne acolo. Poate mai e ceva. Ne uităm la urmă. Stai așa să-l punem și pe ăsta. Și vedem câte lemne au mai rămas pe aici. Ca să știm dacă merită să venim până aici să le luăm sau nu, știi? Că sincer să fiu, n-aș vrea să vin pentru un lemn aici. Știi cum e. Bun, rezolvat. Imediat ne uităm și după doamna. Hai să facem un check rapid. Mai avem deci unul aici. Un lemn acolo. Avem două aici. Trei. Trei. Aici. Aici nu mai avem. Trei lemne, atât. Doar dacă avem drum, să trecem și să le luăm. Când o să avem drum? Dacă o să avem. Nu vin pentru trei lemne. Eu știu. Depinde ce timp avem. Ia uite, bă, doamna e afară, mă. Se uită la flori. Ce facem? Eu îți mulțumesc. Asta zic. Așa să zici. A zis că ne spune la toți prietenii că suntem foarte, foarte ok. Bine, n-a zis asta, dar aproape. Și uite și forkliftul nostru mânca la tata. Păi, ce s-a întâmplat, mă? Aha, new skill learned. Aha. Bun, 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 ăsta e. Atât am vrut să... Hai, călare pe situație. Ridicăm lamele sus. Frumos, bă, ce ai? Ia uite-l. Ia uite-l, tăticule. Mergem acasă. Lăsăm pick-up-ul aici. Mergem cu forkliftul, mamă, dar până ajungem cu forkliftul acasă. Ia să vedem, lumini, ceva? Avem și lumini, mamă. Deci luminile în jocul ăsta, am zis de la bun început, luminile în jocul ăsta sunt varză. Mă refer la luminile la vehicule, că în rest la stâlpi, la asta, sunt ok. Vedeți că luminile halourile sunt beton. Dar la vehicule, bă, sub orice critică, mă, nu pot să-mi dau seama cum n-au reușit să implementeze niște lumini. Păcat, mă, frate, păcat. El așa se vede bine, știi? Uite. D.
vedea dinăuntru, dar de afară nasol tare. Aici avem și reparații din câte am văzut. Ați văzut acolo scrie reparații. Da, uite, așa dinăuntru vezi, se vede bine. Nu e rău deloc. Dar din afară e dezastru. Ia uite mă, are oglinzile sparte. Mă. Păi ce ai făcut, doamna? Nici oglinzi nu am la el. Am muncit atâta, nici oglinzi nu am. Nu te cred așa ceva. A, măcar e bine, bă, că l-avem și pe ăsta. Uite ce frumos merge. Ia uite ce frumos merge. Abia aștept să fac scândurică. Bă, dar nu am... am remorcă, stai că am remorcă. Am cu ce să transport. Nice. Am crezut că nu am remorcă, frate. Am remorcă. Super. Superb. Da. Și-ai când... lucrez cu materialul clientului, cum să spun. La vale merge și el cu 19 km la oră, are viteză, nici nu-l prind aia din urmă, ești nebun. Dar îl ducem direct la gater. Nu are rost să ducem acasă. Îl lăsăm în gater, că mâine îl punem la treabă, fraților, să știți. Mâine îl punem la treabă, că e belea. Pe aici trebuia să mergem? Parcă nu mi-e... Nu pe aici. Dacă am greșit drumul. Ha? A, ba nu, e bine, mă, e bine. Am ajuns la seara, am zis că nu-l duc acasă, până la urmă l-am dus acasă. Prost, mă. Ai, Doamne, iartă-l, Doamne, pe Dorel, că nu știe ce-i cu el. Da, mâine o să vedem ce facem, pentru că avem nevoie de lemne să băgăm la gater aici pentru a ne... lucra, ne oferi scândurică. Hai să lăsăm ăsta acilea. Hop. Oprim luminile și oprim și motostivuitorul. Da. Cam asta a fost astăzi. O să continuăm data viitoare. Avem multe treabă de acum începe treaba și poate și poate vin și banii. Poate vin și bănuții totuși, că merităm. Avem câteva zile bune de când muncim și muncim pe brânci, nu așa, înțelegeți voi care-i treaba. Ia uite mă, luminile s-a prins la mine, am bani de curentă, cine, mătușa cred că le-a prins, a venit repede ea să le-a prindă, să facă ea lumină în casă. Nici nu știu de unde s-a prins luminile. Ah. Da, oricum nu mai am timp nici să mănânc. Vreau direct să mă pun. Bine, am mâncat la doamna acolo, la forklift. Uite ce geamul murdare avem. Hai de mama noastră. Vezi ce înseamnă să n-avem femeie în casă? Da. Dragilor, ne punem la somn, că mâine e zi mare. Așadar, ne întâlnim data viitoare. Nu uitați de like, nu uitați de share și, bineînțeles, să vă abonați. La revedere. Numai bine.